grafică, acum avem iarăși un alt tip de grafică. Artiștii care sunt invitați să expună în această seară este domnul Damian Ion Popa cu sculptura, Gabriela Ine Rusu și Radu Cristian Macavei. Deși toți trei sunt colegi, după facultate fiecare a luat un alt drum. Domnul Damian s-a retras în zona Târpești, la Muzeul Părinților, care este foarte greu de treținut și o muncă de curator deosebit de grea. Este vorba de domnul Macavei, care a făcut un periplu prin Europa și a stat mai bine de 10 ani în Grecia. 15. Așa. Și e vorba de Rusul Gabriela, care a făcut o mică pauză de familie, după care acum am început și noi să gândim de a expune ceea ce exprimăm. Este foarte dificil pentru mine ca organizator, pentru că aici este vorba de un eveniment deosebit pentru dumnealor, ca persoane, pentru că se expun public și încă nu au rutina necesară ca să nu aibă emoții și trac. Pentru dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, ei au venit cu niște lucruri care sunt altă expresie și țin de o generație în care au avut profesori comuni, idei comune, dar experiențe diferite și au fost asimilate diferit. Pe de altă parte, mă bucur că a crescut un pic, sau ce obțin așa sper, calitatea de prezentare a galeriei. Atât. Cum gândeam așa, că ar fi foarte potrivit să-mi aduc aminte, pentru că am câteva persoane, adică aproape toate sunt, să zic așa, cunoscute și apropiate, să-mi aduc aminte de un vernisaj la care participa atunci și șeful culturii, domnul Bunghez, care este de față, în Liliputana, pe atunci Galerie Vorel, pe care tocmai împreună cu Bezen și cu ceilalți reușisem să o organizăm acolo. Și n-a venit foarte multă lume și artistul era oarecum încurcat și jenat de lipsa unui public, probabil ca la stadioanele unde se joacă derbiuri teribile și mizerabile până la urmă. Și atunci mi s-a părut potrivit să prezint fiecare invitat, fiecare participant artistului cu pricina. Încât atât de repede s-a realizat ceea ce se numește un coine cultural, adică o comunitate, care are și virtutea nu numai de a fi fizic împreună, ci poate să și comunice. Deci o comunitate în comuniune. În sensul acesta, consider că nu e nimic întâmplător. Mă gândeam că poate ar trebui ieșenii, știu cu siguranță mai mult, să vă mărturisesc cu bucurie că tocmai astăzi a apărut primul exemplar dintr-un album consacrat graficii. De regulă, sculptura și pictura sunt mai spectaculoase, dar grafica rămâne rigoarea artei, cum spunea Renoir cândva și cum a fost în conflictul acela pe care îl știți probabil, dintre Jean-Louis David, care spunea că primatul trebuie să fie al desenului, ca rigoare absolută, că de aici pornesc toate de la semnul ăsta, după care să ajungă la culoare. Ori Delacroix a spus, zice, domnule, eu voi scrie pe ușa atelierului meu, Academie de desen, dar vă promit că voi scoate din ea numai pictori. Dar mi s-a părut mai important că doamna Gabriela Rusu a reușit să treacă aici o informație extrem de utilă. Anume aceea că această galerie are 33 de metri pătrați. Așa scrie aici. Ei, vă imaginați ce poate în imaginar, ce se poate dezvolta pătind de la cei 33, la vârsta cristică, etc., etc., etc. Am aici un domn care poate să confirme. Prima dată când am fost în Grecia, am văzut pe mai multe mașini de transport metafora. Zic, ce se întâmplă? Metafora în limba greacă însemna, de fapt, un transport care se face, ceea ce facem și prin metaforă, de la un sens original, lecturat, să zicem așa, direct cu ceea ce ni se pare că îl exprimă, într-o altă calitate în care același cuvânt dobândește într-un context liric și grafic, în cazul vostru, alte conotații. Mie, unul, mi se pare, ca și altă dată, relația extraordinară dintre volumetria deloc, să zic așa, obișnuită din manualele de istorie artei ale lui urmașul celebra domnului Nicolae Popa. În același timp, e un pas parcă înainte. Este o fluiditate în care feminitatea descoperă în
doamna Gabriela, o senzitivă, un om care reacționează în funcție de stimuli imediatului. Ar semăna în pictură, aici mă fac apel și la imaginația confraților mei mai din la pictura romantică a lui Caspar David Friedrich, dacă vă aduceți aminte, un artist pe care nu-l cunoșteam, dar mi-a atras atenția la Piatra Neamță asupra lui, Horia Bernea. Deci ai putea să spui că acest orizont de culori reci n-ar avea voalurile succesive ale transparenței pe care le putem percepe până în adâncime, în planurile de adâncime, ar putea să pară oarecum distante și chiar cu anumită aroganța superiorității. Nu degeaba vorbim de sângele care are culoare albastră, nu? Iată că este o noblețe a imaginii și a metaforei pe care o presupune. De fapt, cum veți vedea în cazul ei, e un fel de pionul, ceahlăul din mitologie, dar și în același timp structura piramidală a lumii, sugerând exact această inițiere și această ascensiune permanentă. Sigur că vorbesc trecând de la unul la altul, pentru că mă gândeam așa, între aerul medieval, că acum sunt specialistul medievalul, al cavalerilor. Evul mediu s-a terminat, spune Huizinga, marele istoric, în momentul în care s-a renunțat la instituția cavalerului. Noi am uitat-o de mii de ani, ca să zic așa, ne-am născut fără această dominantă idee de cavalerism, care însemna puterea de sacrificiu și un anumit dezinteres. Ori noi trăim exact pe dos, într-un moment care nu mai interesul e important și are o anumită consistență, restul este discutabil, undeva în periferiile inteligenței și a onoarei noastre. Pe de altă parte, spuneam că toate aceste forme cu accidentele tot în morfologia ansamblului, îmi sugerează totuși speranța că germinația, o permanentă germinație. M-am văzut lucrarea de marmă absolut superbă și mi-a părut că nu e lăsată mată, adică cu suprafața un pic accidentată, ca să dea un fel de ritm. Privirea nu lunecă, așa cum lunecă după, eu știu, sculpturile antichității din secolul V, ci dimpotrivă se oprește și oarecum și flagelează un spirit care ar vrea să fie somnolent, dar în același timp se trezește. Ori toate aceste imagini, pornind ce mi-a plăcut,